Să știți că n-am scăpat de codul galben. E 7 dimineața și deja este foarte cald, sunt 21 de grade. Dar de ce să ne mai mirăm dacă aseară, mult după miezul nopții, temperaturile erau de 26-28 de grade aici în București și chiar mai ridicate în alte orașe din țară. La Iași, de exemplu, erau 29 de grade. Cum nu prea era rost de stat în casă, la saună, oamenii s-au răspândit prin orașe în căutarea răcorii. Cei mai mulți au ales ștrandurile și terasele, dar și parcurile au fost pline aseară. Fără aer condiționat, n-aveai ce căuta în casa azi noapte, așa că Bucureștiul s-a mutat din blocuri la ștrand. Vremea destul de frumoasă și seara, prietenii, apa caldă. E un lucru plăcut, seara mai liber. Evităm căldura din casă. Răcoroasă era și berea la terasă, drept pentru care în centrul vechi cu greu găseai un loc neocupat. Astăzi am făcut două dușuri reci și, după cum vezi, se cere și o bere. Cam greu de suportat și așa că ne răcorim și noi, măcar sâmbătă seara, nu? O sâmbătă fierbinte chiar și după miezul nopții. După o zi foarte fierbinte și temperatură de peste 40 de grade Celsius, bucureștenii au ieșit fie la terase, fie la ștranduri pentru a se răcori. Chiar și acum, când este trecut de miezul nopții, termometrul arată încă 26 de grade Celsius. La fel de multe grade erau azi noapte și la Târgu Mureș. Este trecut de miezul nopții, la Târgu Mureș se înregistrează 23 de grade Celsius, motiv pentru care foarte mulți târgumureșeni se află la ștrand. Ne distrăm toți cu prietenii. Cum e aba? Potrivit, e mai caldă decât ziua. Și apare cel puțin. O baie s-a putut face chiar și la malul mării. Dacă în timpul zilei apa avea o temperatură de 25 de grade Celsius, pe timpul nopții aceasta nu a scăzut prea mult. Este trecut bine de miezul nopții și cu toate acestea, în aer se înregistrează la malul mării 21 de grade Celsius. În apă sunt 19 grade, deci dacă vreți să vă răcoriți, poftiți la mare. Chiar și noaptea este locul indicat. Centrul vechi al Sibiului era plin aseară de oameni ieșiți doar la o plimbare nocturnă. Nu era de mirare dacă priveai termometrele. Este trecut de ora 24, iar la Sibiu termometrul indică peste 25 de grade Celsius. La această oră, sute de sibieni se plimbă pe străzile medievale ale orașului, încercând să se mai răcorească puțin după o zi caniculară. Este plăcut față de ce a fost la amiază și după amiaza. Este superb la ora asta. Mai este și înghețată pe centru. Da, e mult mai bine. De înghețată mult mai mare ar fi avut nevoie ieșenii, care chiar și în toiul nopții au avut parte de temperaturi de cod galben. Este trecut de miezul nopții, iar la Iași sunt 28 de grade. Este foarte cald afară în timpul zilei și nu se poate sta și preferăm să ieșim noaptea. E mult mai bine. Cam la fel de cald a fost și la Oradea. Orădenii nu au scăpat de căldură nici măcar noaptea. Este miezul nopții și sunt 29 de grade Celsius. Mai stai și nu pleca de n-ai. Chiar dacă era trecut de miezul nopții, cu greu mai găseai o bancă liberă prin parcuri. Cine nu a vrut să aștepte și a făcut drum către terase. E foarte plăcut, mai ales o sticlă de vin. Românii vor fi nevoiți să se plimbe la lumina lunii și la noapte. Nu de alta, dar pentru timpul zilei, meteorologii anunță temperaturi cu mult peste 35 de grade la umbră.